Compania de apă a anunțat în această dimineață că lucrările de modernizare începute în cursul nopții trecute sunt în grafic. 14 echipe ale RAJ au lucrat la foc continuu în mai multe puncte pentru ca abonații companiei să aibă apă în cel mai scurt timp posibil. S-au montat inclusiv dispozitive de măsurare și reglare a presiunii apei necesare pentru evitarea producerii unei avarii. La ora actuală lucrările sunt în grafic, iar conform programului, în această după-amiază se va începe încet pomparea către oraș. Așa cum v-am mai spus, având în vedere lungimea rețelei de distribuție, care pe unele zone ajunge și la aproximativ 30 de kilometri, umplerea și practic abonații din zonele afectate vor avea apă la robinete progresiv. Zonele din orașul Constanța, cei din orașul Constanța vor avea apă începând din această noapte, iar cei din localitățile din jur afectate, conform programului, mâine dimineață în jurul orei 5 dimineața. Pe timpul desfășurării lucrărilor vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din următoarele zone: cartierul Palace și zona industrială Oierie Palace, cartierele Brătianu și Medea, zona industrială, cartierele Cet, Viile Noi și Sere, cartierele kilometru 4, kilometru 45, kilometru 5 și Veterani, zonele industriale Cet, Caraiman și Oil Terminal, zona comercială Constanța Sud, cartierul Faleză Sud, cartierele Far, Abator, Gară, Icil, Casa de Cultură, Inel 1, Inel 2, Coiciu și Compozitori, zonele Baba Novac și Halta Traian, zona comercială Vest, localitățile Cumpăna, Lazu, Agigea, Eforie Nord, Techirghiol, Năvodar, Lumina și varianta Ovidiu Peninsulă. Lucrările fac parte din programul operațional Infrastructură Mare cu finanțare europeană. Vorbim de contractul de lucrări cele 35 cu o valoare de aproximativ 49 de milioane de lei, ce cuprinde investiții pentru stația de tratare Palas, sursa Aga, Aleșu, cișmele, precum și aducțiunile mari din oraș. Concomitent, alte 5 echipe au acționat la nivelul rețelelor de distribuție din municipiul Constanța în 5 puncte de lucru. Aici au fost montate dispozitive de măsurare și reglare a presiunii, dar și vane pentru sectorizarea sistemului, armături și instalații de aerisire a conductelor necesare pentru evitarea producerii unor avarii.